Bună, bună, lume bună! Încep acest vlog prin a vă arăta câteva imagini inedite din centrul orașului Milano. Dacă sunteți curioși, puteți să mă întrebați despre ce este vorba. Pentru cine mă urmărește, va găsi câteva elemente comune deja altor vloguri, de exemplu cel cu păsările flamingo. Oricum, plimbarea de astăzi pe străzile de lux are un scop foarte precis. Nu, n-ați înțeles. Nu este vorba despre o nouă geantă de la Christian Dior, ci vreau să văd ce anume a făcut un magnat care a poposit într-un building din buricul târgului și a început să sape, să recondiționeze, să dărâme și deci automat să facă gălăgie. Am înțeles că este vorba despre un real estate barosan de tot de aici din zonă, care a pus stăpânire pe un dita mai șirut de clădiri de prestigiu. Așa că, haideți să vedem ce a făcut ca să îndulcească pe cei din cartier, ca să-l ierte pentru derajul major provocat. Și este vorba despre petale de flori. Așadar, ce idee a venit omului? A convocat artiști și, bineînțeles, alți creatori pentru a face, zic eu, ceva foarte interesant aici pe Via de la Spiga, adică una din străzile top lux din cartierul modei din Milano. Numită și Sfiga, adică ghinion. Așa că fiți pe fază până la sfârșitul vlogului și nu uitați să-mi dați un like de încurajare. Sper să vă placă aceste, eu le-am numit un fel de graffiti cu petale de flori. Ce părere aveți? Cam atât pentru astăzi, lume bună, bye bye și pe curând! Grație pe la viziune, vă mulțumesc tuturor pentru că mă susțineți, celor care îmi dați like și pe curând cu noi aventuri, vă pup, pa, pa!